Bună dimineața și bun găsit! Haideți să vedem ce ne prezic astăzi astrele. Berbec, astăzi ar fi indicat să profiți de atmosfera bună și de relațiile cu cei dragi. Aspectele privind cariera și mai ales afacerile se bazează în principal pe lucruri concrete și pe obținerea de rezultate. Taur, relațiile cu colegii de muncă te preocupă în mod special și par să ai mereu câte o vorbă bună pentru fiecare. Este un moment bun să faci planuri de călătorie. Seara acordă mai multă atenție partenerului. Gemeni, astăzi este o zi potrivită pentru activități creative, dar și pentru a petrece timp cu persoanele dragi. Totuși nu îți propune decât să te relaxezi, fii organizat și nu neglija activitățile profesionale. Rac, compania familiei îți poate aduce astăzi o stare de satisfacție și confort, atmosfera de acasă fiind una cât se poate de caldă. În dragoste însă ai nevoie în plus de sentimente profunde. Leu, este o zi bună pentru a participa la activități care presupun discuții și negocieri, însă deciziile ar trebui amânate pentru altă zi. Dialogul cu cei dragi este benefic pentru tine, mai ales că pui accent pe aspectele importante. Fecioară, ziua de astăzi o poți petrece în mare parte la cumpărături, alergând după cadouri pentru apropiați. Totuși, ferește-te de cheltuieli inutile. Seara te poți ocupa de un proiect creativ sau de un hobby. Balanță. O bună parte din zi este indicat să te ocupi doar de tine, fie că alegi să mergi într-un salon de înfrumusețare, fie că te relaxezi în oraș cu prietenii. Comunicarea cu cei din familie poate fi benefică astăzi. Scorpion. Începând de azi, este posibil să resimți un program mai încărcat cu întâlniri, deplasări și discuții importante. Totuși, spre seară îți găsești echilibrul interior prin odihnă și meditație, eventual în compania familiei. Săgetător, prietenii par să-ți facă astăzi ziua mai frumoasă, așa că nu te complica cu prea multe planuri de viitor și alege să te relaxezi într-o companie plăcută. Seara e bine să o petreci citind o lectură amuzantă. Capricorn, astăzi ești preocupat de imaginea ta în societate. Te poți ajuta de autoritatea pe care o ai în discursul tău. Poate nu ești atât de spontan, însă ceea ce vei spune nu va lăsa loc de niciun comentariu. Vărsător, ziua este potrivită pentru a pune la punct ultimele detalii de vacanță alături de prieteni. Însă, în a doua parte a zilei, revin în atenție ambițiile tale de natură profesională, preferând să păstrezi ideile doar pentru tine. Pești, astăzi este posibil să primești o ofertă pentru un nou loc de muncă. Ar fi bine să nu refuzi, pentru că șansa este de partea ta. Analizând avantajele, vei descoperi că perspectivele sunt destul de bune. Atât pentru moment, o zi excelentă!